ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Provocarte. Ziua armatei la Onești. Bursa absolvenților. În Parcul Catedralei din Bacău a avut loc unul dintre cele mai impresionante evenimente culturale ale sezonului, Provocarte. Ajunsă la cea de-a cincea ediție, această manifestare a reunit peste 1800 de elevi din 29 de școli din Bacău, Focșani și Francea. Bine ați venit la cea de-a cincea ediție a Festivalului de Lectură Provocarte. Este prima ediție care se desfășoară pe o vreme mai puțin prietenoasă, dar prietenoși sunt cei aproape peste 800 de elevi care sunt prezenți astăzi aici, expunând peste 4000 de fișe de lectură. Asta înseamnă peste 4000 de cărți citite, înseamnă un kilometru de fișe de lectură și înseamnă schimbare în comportamentul lor datorată lecturii. Sunt copii pentru prima dată veniți din Onești, din Moinești, din Vrancea, din Vaslui, din mediul rural foarte mulți, alături de prietenii din anii trecuți ai proiectului Provocarte. Care sunt obiectivele acestui eveniment? Urmărim cultivarea plăcerii pentru lectura. Urmărim conștientizarea copiilor asupra mesajului pe care îl transmite autorul. Construim o comunitate a cititorilor, construim relații interumane. Evenimentul dedicat promovării creativității și învățării prin artă a adus în fața publicului aproape 5000 de fișe realizate de copii, contribuind la un adevărat spectacol vizual. Eu am venit astăzi aici la acest concurs Provocarte pentru a încuraja mai mulți copii să citească și pentru a face parte la această activitate super frumoasă. Cu câte lucrări te-ai prezentat astăzi? Cu două. Și ce ai scris în ele? Păi am scris despre o poezie Mama și despre cartea Matilda. Ce fel de fișă ai adus? O fișă de... Ce ai scris pe ea? O carte. Și ce carte ai citit tu? Am citit 3 cărți. Cățelușul norocos, Comisarul Lăbuță și Cățelușa cărui îi plac poveștile. Și despre cine? Despre care poveste ai scris în fișă? Despre toate 3. Cu câte fișe ai venit astăzi? 40. Ai adus tu 40 de fișe? Da. Și despre ce ai scris? Despre povești. Câte povești ai citit? 40-45. Și ai scris despre toate? Da. Care e povestea ta preferată despre care ai scris? Cele mai frumoase povești de Crăciun și cățelușa care vrea să devină... Câte fișe ai venit astăzi? Cu 31. Ai citit 31 de povești? Da. Care ți-a plăcut cel mai mult? Tom Gait. Gator. Noi nu-l știm. Ce poveste are? Era un băiețel care avea niște prieteni la școală și în fiecare pauză mergeau pe afară și făceau un pătrat și fiecare copil, erau 4 copii, stau fiecare într-un pătrat. Mirela Spiță, inițiatoarea proiectului, a fost sprijinită de o echipă de profesori pasionați. Adriana Nică, Tatiana Dâlcu, Cornelia Dodan, Mihaela Dinu, Mirela Maxim, Tiberiu Plăcintă, Cristina Ivu, Gianina Spiriduș, Bogdan Matei și Alina Camil. Împreună aceștia au transformat Provocarte într-o tradiție apreciată în comunitate, menită să inspire și să dezvolte tinerii prin puterea artei. Am venit cu un număr de aproape 40 de elevi care au realizat aproximativ 150 de fișe. Sunt de părere că acești copii reprezintă viitorul unei societăți educate, iar mesajul pe care noi vrem să-l transmitem este să citim cât mai mult, să ne pregătim cât mai mult. Sunt în echipa de management al acestui proiect încă de la început. Coordonatorul principal al proiectului este doamna profesor Mirela Spiță de la Școala Alexandru Ioan Cuza, căruia îi datorăm această idee care a prins Bacăul
putem să o numim un fel de pandemie și aceasta a cititului. În fiecare toamnă, mari și mici, părinți, profesori, elevi se adună împreună cu artiști, cu personalități ale Bacăului, care vor să susțină creșterea motivației pentru citit a copiilor. Ne bucurăm pentru că în fiecare toamnă numărul cititorilor crește și numărul participanților. Uneori vremea ne este potrivnică, poate că nu sunt astăzi aici toți copiii care au citit, toți copiii care au făcut fișe de lectură, dar cu siguranță le vor duce la catedră luni. Acțiunea a captivat atenția atât a participanților cât și a trecătorilor, marcând o zi memorabilă pentru toți cei prezenți. Joi 17 octombrie 2024, în intervalul ora 10-14, Primăria Municipiului Onești și Biroul Informare-Recrutare din Centrul Militar Județean Bacău, sublocotenent Emil Rebreanu, vor desfășura activități pe linia promovării profesiei militare în cadrul evenimentului Ziua Armatei Române în Școli. Împreună cu elevii Școlii Militare de Maestri Militari a Forțelor Navale Constanța, elevii Școlii Militare de Maestri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre Pitești, elevii Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare Câmpul Lung Moldovenesc, militarii Batalionului 631 Tancuri Oituz, militarii Centrului 115 Comunicații și Tehnologia Informației, militarii Batalionului 53 Comando Smaranda Brăescu, militarii bazei 95 aeriană, erou capitan aviator Alexandru Șerbănescu, reprezentanții Asociației Militarilor Veterani și Veterani cu Dizabilități, reprezentanții Clubului Sportiv Municipal Onești, elevii liceului cu program sportiv Nadia Comanici Onești. Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău a găzduit bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Pentru acest eveniment, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău a contactat peste 800 de angajatori, dintre care 40 au venit cu o ofertă concretă. Astfel s-au adunat peste 550 de locuri de muncă dedicate tuturor categoriilor de persoane aflate în căutarea unui job. 40 de angajatori au oferit locuri de muncă pentru șomerii băcăuani la bursa organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forțelor de Muncă la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, la care au participat peste 800 de persoane. A fost o ofertă completă, atât pentru cei cu studii superioare, cât și pentru cei necalificați. Au fost invitați absolvenți ai diverselor forme de învățământ, dar și alte categorii de persoane aflate în căutare de loc de muncă. Interacțiunile noastre cu cei aproximativ 800 de angajatori din județ ne-au dat de înțeles că este important ca să fie prezenți aici și persoane, șomeri, indemnizați, neindemnizați, care să aibă ceva experiență pe diverse domenii de activitate. Varietatea ofertelor de locuri de muncă și ca domenii de activitate, ca ocupații, ca profesii, dar și ca solicitări cu experiență, fără experiență, ne-au determinat să organizăm evenimentul astfel. Oferta din diferite domenii a fost tentantă pentru mulți. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au răspuns invitației Agenției Județene pentru Ocuparea Forțelor de Muncă de a participa la Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți. Anul acesta, Poliția Română a scos peste 4600 de locuri la nivel național în unitățile de învățământ, iar la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au fost scoase 35 de locuri cu încadrare din sursă externă. Toți cei interesați de o carieră în poliție pot găsi toate informațiile pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău la secțiunea carieră. Suntem într-o continuă expansiune în momentul actual și căutăm să ne dezvoltăm echipa. Practic avem nevoie de noi dispatcheri, noi persoane pentru a ne executa activitatea și ne ajuta să ne dezvoltăm cât mai mult. Da, chiar targetăm foarte mult tinerii pentru că vedem foarte mult potențial în tinerii de astăzi și vrem să ne dezvoltăm cât mai mult. Unii dintre cei care căutau un job au avut noroc, găsind o ofertă satisfăcătoare atât din punct de vedere al calificării cerute, cât și a salarizării. Adică fiecare tânăr ca mine își poate găsi un loc de muncă, dacă chiar își dorește cu adevărat, și sunt foarte interesante aceste oportunități. Am găsit la domnul de aici și am mai găsit ceva ca electrician. M-a interesat și în armată, la băieții de mai în spate, foarte de treabă. Dacă chiar îți dorești ceva, găsești. Din punctul meu de vedere, eu sper să găsesc. Adică de asta am și venit aici. Pe mecanic auto, în domeniul ăsta. Acum ce se nimerește.
În prezent, șomajul în județul Bacău a ajuns la 7,8% din totalul populației active, ceea ce înseamnă un procentaj peste media națională. Jandarmii și salvamontiștii montani din Bacău au intervenit pentru salvarea unei persoane rănite. Jandarmii montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău au intervenit pentru salvarea unei persoane rănite pe muntele Bolovanul. Jandarmii montani se aflau în misiune de asigurare a ordinii și liniștii publice la răvășitul oilor de pe muntele Bolovanul din stațiunea Slănic, Moldova, în apropiere de locul unde a fost rănită persoana. După un apel de urgență, echipajele au fost direcționate către o zonă împădurită, unde un bărbat a suferit răni grave în urma răsturnării mașinii sale. Jandarmii au ajuns imediat și au acționat, evaluând situația și oferind asistență victimei, menținând comunicarea constantă cu aceasta pentru a o calma până la sosirea celorlalte echipaje și a îndrumat celelalte echipaje pentru a sosi la fața locului. Ulterior, bărbatul a fost transportat cu ajutorul salvamontiștilor și jandarmilor până la echipajul medical aflat la Mănăstirea Ștefan cel Mare, de unde a fost transferat la Unitatea de Primiri Urgențe Onești pentru îngrijiri suplimentare. Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău își reafirmă angajamentul său de a proteja viețile cetățenilor și le mulțumește tuturor celor implicați în această intervenție. Acțiunile rapide și coordonarea eficientă între jandarmi și salvamontiști subliniază importanța colaborării în situații de urgență pentru salvarea de vieți. A 18-a ediție a expoziției Lumea Ciupercilor a fost deschisă la Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea. Ciupercile sunt o componență extrem de importantă a lumidii, nu doar prin rolul lor în natură, cât și prin răspândirea lor în toate mediile. De fapt, biologii au căzut de acord că ele alcătuiesc regnul fungi, diferit de cel animal sau cel vegetal, în cadrul căruia erau categorisite până acum cu puțin timp. Astfel, specialiștii instituției pot arăta publicului multe mostre ale unor specii comune sau exotice. Am deschis astăzi cu un public numeros cea de-a 18-a ediție a expoziției de ciuperci proaspete. În primele zile ale acestei săptămâni, colegii mei s-au deplasat în păduri din județul Bacău, au colectat mai multe eșantioane, iar expuse pentru public sunt peste 90 de specii, de ciuperci toxice, dar și comestibile. Un proiect care ține de foarte mult timp, prima ediție 1999, a fost și e o expoziție prin care ne dorim să aducem în curtea muzeului și la Muzeul Băcăuanii pasionați de colectarea ciupercilor pentru a evita anumite erori care se fac și în loc să ajungă la spitalul județean care e la doi pași de noi, mai bine să vină la muzeu să vizioneze această expoziție și să învețe multe lucruri de la colegii mei specializați în acest domeniu. Expoziția își propune să facă cunoscută lumea diversă a ciupercilor și să conștientizeze consumatorii și culegătorii de ciuperci cu privire la principalele specii de ciuperci toxice și comestibile care cresc în pădurile României. Am reușit să aducem foarte multe specii de ciuperci din pădurile din județul Bacău. Este o expoziție bogată cu specii numeroase și în această perioadă când toată lumea dorește să participe la o expediție, la o excursie în care să vină și cu ceva ciupercuțe acasă, e bine mai întâi să se documenteze și această expoziție le oferă ocazia ca să vadă mult mai bine ce probleme pot să ridice ciupercile din pădurile noastre, pentru că multe pot fi confundate ușor, da? Altele pot fi recunoscute ușor. În schimb, în această perioadă, da, când apar și ploile, apar și o serie de modificări și astfel pălăria devine diferit colorată decât ceea ce știu în general persoanele. Astfel, noi suntem aici pentru a le explica vizitatorilor, pentru a-i le atrage atenția și pentru a-i ajuta să reușească, da, pe viitor să identifice corect ciupercile din pădurile noastre. Expoziția Lumea Ciupercilor este un eveniment care se adresează atât publicului larg, cât și specialiștilor, profesorilor de biologie și micologilor. Foarte mișto. Foarte multe tipuri de ciuperci. Da. Da, văd ciuperci noi. Foarte interesantă și ne ajută să descoperim noi tipuri de ciuperci pe care deja nu le știam. Și ce ți-a părut mai interesant așa? De exemplu, buretele creț. L-am văzut până acum.
foarte interesant. De 7 ani de zile, protopopiatul Onești hrănește oamenii săraci din municipiu, dar și din zonele învecinate. Un demers realizat cu multă trudă și sârguință, care a salvat mulți oameni necăjiți. Este afiliată protopopiatul Onești și a luat ființă acum 7 ani, având binecuvântarea înalt preasfințitului Ioachim, arhiepiscopul Românul și Bacăului. Noi am încercat să ajutăm persoanele cu nevoi din împrejurimile Oneștiului, dezvoltând 2 proiecte importante, Prânzul Ștefanie și Masa Bucuriei. În colaborare cu protopopiatul Onești, am început să distribuim și la domiciliu, mai nou, persoanelor cu certificat de handicap, având o colaborare strânsă cu Direcția Generală de Asistență Socială a municipiului Onești. Am primit acea listă cu persoanele care nu se pot deplasa și prin intermediul parohiilor din oraș distribuim o masă caldă, deocamdată o dată pe săptămână, și ne dorim ca să înmulțim numărul de zile și cu ajutorul lui Dumnezeu și numărul de beneficiari. Protopopiatul Onești nu este locul unde poposesc cei înfometați, ci și cei care au nevoie de un cuvânt bun, de o haină mai groasă, de o îmbărbătare. Bine ați venit la protopopiatul Onești, protopopiat parte integrantă a Arhiepiscopiei Românului și Bacăului. Protopopiat care administrativ cuprinde Valea Trotușului, Valea Taslăului, Valea Oituzului, Valea Slănicului. Suntem pentru credincioșii noștri centrul de comandă bisericesc și încercăm să ne luăm în serios activitățile pe care le desfășurăm în toate planurile care ne sunt îngăduite a le coordona. Avem activități sociale pe care le întreprindem la nivelul protopopiatului prin Asociația Patmos, care lucrează în cadrul protopopiatului nostru. Prin Asociația Patmos, în câmpul social, avem în asistență câteva sute de persoane, avem proiecte în derulare și multe altele pe care dorim să le desfășurăm în continuare. Să ne gândim doar la cele mai cunoscute de oneșteni, Prânzul Ștefanian și Masa Bucuriei. Avem de asemenea proiecte realizate în parteneriat cu Consiliul Municipal Onești, având în grijă pe cei mai lipsiți de bucurii decât suntem noi. Avem un serviciu de asistență la domiciliu, la sediul protopopiatului peste 100 de persoane se aprovizionează cu hrană zilnic și suntem pregătiți pentru a face zilele puțin mai fericite semenilor noștri. Suntem pregătiți pentru perioada ce urmează, perioada sărbătorilor de iarnă, când toți cei pe care îi asistăm după putința noastră, vor primi din partea noastră daruri care să le facă viața mai frumoasă și sărbătorile minunate, așa cum sperăm să fie în casele tuturor oneștenilor. Bineînțeles, activitatea bisericii este în primul rând o activitate sacramentală, liturgică, religioasă, dar nu uităm niciodată de mulțimile care stăteau la picioarele Mântuitorului Iisus Hristos, așteptând cuvânt, în primul rând, așteptând mângâiere, dar și cele de trebuință zilei care ne apasă pe toți. Mântuitorul Iisus Hristos, la abordarea apostolilor, care i-au spus: Doamne, dă-le voie să se ducă, pentru că ziua este pe final, sunt înfometați, i-a privit noi și le-a spus: dați-le voie să mănânce. Atunci, peste veacuri, credem că latura aceasta socială aparține deopotrivă bisericii, dar și societății civile și administrației publice deopotrivă,
Dar dacă nu conjugăm eforturile, rezultatele nu sunt cele așteptate. Așa că ne dăm mână cu mână, punem suflet lângă suflet și încercăm să facem oamenii mai fericiți și să le ștergem o lacrimă de pe față, după putința noastră și cât ne este îngăduit să o facem. Complexul muzeal Iulian Antonescu Bacău, în parteneriat cu Arhivele Naționale Bacău, organizează în perioada 3-4 octombrie 2024 Simpozionul Național Vasile Pârvan, manifestare culturală de tradiție aflată sub patronajul spiritual al celui care a fost părintele arheologiei românești, marele savant român născut pe meleaguri băcăoane, academicianul căruia îi datorăm implementarea la nivel național a primului plan coerent de cercetare arheologică la nivel național. Comunicările științifice sunt repartizate pe secțiuni 1-4 după cum urmează: Arheologie, Istorie, Personalități Muzeografie, Istorie și Arhivistică, secțiune moderată de nimeni altul decât generalul cu 4 stele, Vasile Jenica Apostol. Averescu țipa, aici era punctul culminant, a fost pe 29 iulie, era dezastru, deja Cireșoara era pierdută, forțele regimentelor 27 Bacău, aici știu o carte acum la colonelul Stoica, și regimentul 15 care era la Piatra Neamț, au trecut deja pe malul stâng al Trotușului, acolo în zona Cireșoaia, pentru că urmau să se retragă toate forțele. Patrulele din armatele dușmane erau deja în stâlpul Ocna. Coșna era pierdut, vârful Coșna, și luptele se dădeau pe pantele de nord-vest ale muntelui. La Oituz erau, pe la cine știe că sunt unii localnici, pe la dealul Chioșurile, Sticlărie și așa mai departe. Era dezastru. Au menținut acest armament. Averescu, cu toate orgolele lui, a trebuit să ceară întăriri. Când i s-a spus să se oprească în ofensiva lui de la Vărăși, n-a înțeles și a mers mai departe și era puteam pierde țara datorită, din cauza, pardon, căpoșeniei acestui, n-am găsit un termen academic, dar nici nu merita, acestui om. Ce-a făcut până la urmă? Prezan, cu care era într-o permanentă confruntare, i-a trimis rezerve, s-a dus un batalion de vânători de munte de la Târgu Neamț, a mers pe jos în 3 zile de la Târgu Neamț până la Cireșoaia, comandat de Bădulescu, și și aici să revenim. Doi dintre comandanții de companii care au scăpat acolo din gloanțele inamice au fost închiși de comuniști și au sfârșit în închisoare de comuniști. Doi comandanți de companii. E vorba de Pălângeanu, general Pălângeanu, pentru că pe motiv că i-a fost profesor de sport regelui Mihai, și încă un general care a ajuns ministru de război în vremea lui Antonescu. Aici, deci, dacă se pierdea bătălia, România nu mai exista în granițele actuale, niciun fel și... Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 19 octombrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de răcire, iar cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la 12 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 4 grade Celsius. Duminică 20 octombrie, vremea înregistrează ușoară tendință de răcire. Cerul va fi senin, maxima zilei nu va trece de 13 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 2 grade Celsius. Luni 21 octombrie, vremea înregistrează o tendință de răcire. Cerul va fi senin, maxima zilei va ajunge până la 14 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 3 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!